Vă salut! Iată-ne într-o mașină, pe de-o parte mini wannabe, spunea un coleg ziarist care testează mașini, sau un super mini, un pic mai ieftin, cum zicea altul. Cert este că mașina se cheamă DS, este un Citroen, este divizia de lux a Citroenului, să-i zicem. Așa cum Toyota are Lexus sau Infiniti, e deținut de Nissan, iată că Citroenul s-a decis să aibă propriul lui brand de lux. DS-ul este o mașină cât un Citroen C3, iată-l pe C3 în față, însă interiorul este cu adevărat poșii, piele bicoloră, bord alb sidefat, consolă centrală high-tech, volan sport, în jur de 200 de cai putere sub bord, sub capotă, sub pedala de accelerație și 6 trepte. Va fi o călătorie încântătoare până la Poiană, sper. Ne auzim mai târziu. Vă salut!